Salut tuturor și bine v-am regăsit la o nouă reconstrucție a echipelor din FIFA 22. Dar de data aceasta vom avea o echipă foarte importantă pentru mine și pentru foarte mulți români. Este vorba de FCSB, Steaua București, pentru mine este Steaua București, este echipa cu care am crescut, echipa cu care țin și în momentul de față. Din păcate, din 2014-2015 lucrurile s-au dus în jos, doar în jos. De atunci campionatul n-a mai fost câștigat, din 2015 și doar o cupă am câștigat. Din păcate, echipa are un declin și o să vorbim mai mult pe parcursul acestui episod. Episodul este foarte personal, sunt niște alegeri pe care eu le-aș face în realitate dacă aș putea modifica chestii la echipă. Desigur, este un experiment, este pe FIFA. Vreau să-mi scrieți în comentarii voi ce ați face, nu vreau să vă supărați că, nu știu, poate am făcut anumite lucruri care poate nu ar rezona cu ideile voastre, dar încerc să fie cât mai realiste cu chestiile care se întâmplă și în realitate, cu performanțele jucătorilor și așa mai departe. Discutăm mai multe în episod, băgați un like pentru această idee și de asemenea cu ce echipă să facem următoarele episoade. Aștept comentariile voastre mai jos și băgați acolo un like și un subscribe dacă n-ați făcut-o încă. Ca să facem această reconstrucție cât mai realistă, am simulat până în prezent, este 4 aprilie când filmez eu acest videoclip, iar în campionat am încercat să recreez cât de cât situația din actualul sezon. Practic, e destul de strânsă treaba aici, eram pe locul 2, am pierdut câteva meciuri intenționat și suntem pe locul 5. Distanța este de 6 puncte față de Craiova, aproximativ la fel ca și în realitate, de șanse destul de micuțe să mai revină FCSB pentru a câștiga titlul. Nu sunt nule, dar din păcate la cum joacă echipa nu văd cum ar putea să câștige titlul în momentul de față. În primul rând, ce am făcut, am adus un antrenor nou, de acum încolo putem să facem orice schimbare la echipă. Momentan nu am schimbat absolut nimic la echipă, toți jucătorii sunt exact ca și în realitate. Nu e poziționarea exactă, jocul a jucat cum a vrut el, dar din momentul acesta am voie să fac modificări de pe 4 aprilie. Începe reconstrucția, o să înceapă foarte multe transferuri pentru că echipa are nevoie, echipa... În primul și în primul rând, din punctul meu de vedere, echipa are nevoie de un antrenor, ca Gigi Becali să nu se mai bage peste antrenor, și antrenorul adus de mine este Mirel Rădoi, care a făcut o fază foarte frumoasă la Under 21, la România nu cred că era încă pregătit, nici echipa nu stă destul de bine, dar cred că s-ar putea să facă aici ceva, o figură frumoasă, plus de asta nu sunt foarte mulți antrenori în momentul de față care să facă față acestei echipe. Mirel Rădoi se descurcă bine cu tinerii, știe majoritatea jucătorilor de la Under 21 din acest lot și haide să vedem cum ne descurcăm până la finalul sezonului. Nu o să fac la fel nicio modificare pentru că momentan nu putem să facem transferuri, dar voi face o primă schimbare, îl voi face pe Tavi Cam, pentru că deja avem foarte mulți wingeri și m-ar ajuta foarte mult ca și Tavi să joace acolo pe poziția de Cam. În realitate, ați văzut, mai coboară, stă și în mijloc, sincer, săracul joacă pe unde apucă și în momentul de față este jucătorul meu preferat de la FCSB, este singurul care se dedică, singurul care își pune amprenta în joc alături de Olaru. În rest, echipa e groaznic, sincer, și îmi place puțin de Târnovanu, pare că ar putea face față, așa că îi vom da o șansă și în FIFA. În rest, echipa, nu știu ce să zic, trebuie schimbată. Ieșim și din cupă pentru că știți că Steaua nu mai este în cupă. Nu știu de ce nu se concentrează niciodată pe cupă. Mi se pare totuși un trofeu, frate. Am ieșit și din cupă aici intenționat. Urmează și ultimul meci cu Craiova și se termină sezonul. Clar nu am luat titlu. Suntem pe locul 6 în playoff. Am mai încercat odată să simulez, dar m-a dat afară. Dar să zicem că se apropie de realitate, clar FCSB-ul nu o să ia titlu, din păcate nu jucăm în cupele europene, asta, na, să zicem că e mai nașpa, o să ne concentrăm mai mult pe cupă și campionat sezonul următor, iar urmează să plece foarte mulți jucători, eventual vom face și ceva transferuri, bugetul ne permite și clar ne vom axa mult mai mult pe campionat pentru că trebuie să aducem campionatul cu numărul 27.
Vinicius pleacă de la club pentru că a rămas fără contract și am uitat să precizez care e scopul acestui videoclip. Ei bine, scopul este să luăm cupa, campionatul și să ajungem într-o semifinală sau finală de Europa League sau Champions League, unde vom ajunge în 5 sezoane. 5 sezoane avem, trebuie să ne descurcăm, o să păstrez și din jucătorii actuali ca să fie cât mai realist și de asemenea vreau să fie transferuri realiste care să se apropie de realitate. Haruț, Alexandru, Ion și Dumitru revin la echipă, au fost împrumutați. Dumitru cred că o să rămână, chiar are potențial, îmi place de el și vreau să rămână aici. La fel și Haruț, o să ia locul lui Crețu, potențial pentru ambii jucători și pentru toți jucătorii care au revenit. Meme Stoica îl găsește pe Marius Marin liber de contract și a zis să profite. Marius Marin, internaționalul, vine la FCSB liber de contract, un jucător foarte bun care va fi rezerva lui Darius Olaru și de asemenea Perianu pleacă în loan. Se pare că odată cu aducerea lui Marius Marin, Wydă nu mai are loc în această echipă. Răzvan Wydă părăsește FCSB-ul pentru 1.400.000 de euro, iar Vlad pleacă la Malmo pentru 2 milioane de euro. Popescu pleacă pentru 1.100.000 de euro și de asemenea Florin Tănase nu mai este mulțumit de prestația echipei, așa că pleacă. Odată cu plecarea capitanului nostru, vedem că Popescu, Vlad și Wydă s-au înțeles cu cluburile și rămâne fără mulți jucători importanți și de asemenea primim foarte mulți bani. Andrei Burlacu pleacă și el pentru 500.000 de euro, atâta primim pe acesta și avem o veste foarte proastă. Dragoș Nedelcu, pe care puteam să zicem că ne bazam cât de cât, este accidentat timp de 5 luni de zile. Din păcate, cariera lui cam asta a fost, foarte multe accidentări, foarte multe ghinioane pentru acesta și s-ar putea să rămânem fără fundaș. Mai avem, îl avem doar pe Cristea. Și Miron. Miron oricum va trebui să plece pentru că nu este mulțumit și da, va trebui să aducem probabil 2 fundași centrali. Se pare că s-ar putea să fie sfârșitul lui Florinel Coman la FCSB. Acceptăm 5.800.000 de euro și Florinel Coman pleacă în Brazilia. Am avut și ofertă pentru Iani Stoica, dar Iani Stoica este dispus aici să joace. A declarat că este stelist de mic și îl vom ține foarte mult timp la echipă. Și țin să vă anunț că am găsit înlocuitorul pentru Sucala. Cine-l mai ține minte pe Sucala, stâlpul ăla din apurare? N-am mai auzit nimica de el, dar am zis că bă, ar trebui să aducem un polonez aici și aducem un polonez calitativ acolo în apărare, un polonez înalt, mare, să rupă acolo toți atacanții. Vine de la Red Bull Salzburg, Camil Piatkowski. Piatkowski vine la 22 de ani pentru 8 milioane de euro. Pe lângă Piatkowski vine un român înapoi în țară, Florin Andone, care în realitate parcă nu-și mai găsește echipa. Odată ce a ajuns în Premier League a fost împrumutat, multe ligi, nu știu ce se întâmplă cu el, n-a mai dat goluri cum dădea odată în a doua ligă din Spania și cred că este momentul să revină în România. Nici nu știu dacă a jucat vreodată în România la o echipă din Liga 1 sau ceva de genul, dar este momentul să ajute FCSB-ul. O să fie mai mult un atacant de tranziție până când Iani Stoica va crește și îi va lua locul. Așa că la 29 de ani, Florin Andone vine la FCSB. O să fie interesant de văzut cum se descurcă acesta și cred că va fi un locuitor bun pentru Cheșeru, pentru că Cheșeru tocmai ce a plecat, am luat și banii de pe Coman și cum v-am zis și Miron a plecat. Iar acum ca și rezervă acolo în apărare s-ar putea să joace și destul de multe meciuri pentru cât valorează la 31 de ani legenda lui Manchester City. Dacă vă mai aduceți aminte de Mangala, care juca la City, 73 OVR, semnează doar pentru un an. Cred că ne va ajuta destul de mult până își va reveni Nedelcu și probabil o să joace multe meciuri în locul lui Cristea, dar după aia o să înceapă destul de mult să scadă. Oricum aveam nevoie neapărat acolo de un fundaș până își va reveni Dragoș Nedelcu.
Cam așa arată transferurile noastre. Am adus transferuri în valoare de 15 milioane și am vândut de aproape 18 milioane. Eu zic că suntem pe profit. Echipa arată foarte, foarte bine în momentul de față. Se conturează din ce în ce mai bine, jucătorii să crească și capitanul va merge la Darius Olaru, cel ce a mai avut banderola de capitan. Am încredere în Darius că va face treabă bună. Așa arată echipa în primul sezon în care vom simula după transferurile făcute. Vom reveni probabil în perioada de iarnă sau la finalul sezonului. Și urmează o super revenire pentru Steaua. Ia uite cine vine, Ciprian Tătărușanu înapoi la Steaua, liber de contract de la AC Milan. Ce transfer face Meme Stoica aici, liber de contract. Va veni din sezonul următor și nu știu dacă îi va lua locul lui Târnovanu, dar în orice caz aveam nevoie de un portar de rezervă pentru că Straton nu va mai rămâne la noi. Și bă, echipa se descurcă din ce în ce mai bine. Am zis că bă, dacă tot e liber de contract, ar fi păcat să nu profităm de această ocazie să readucem un fost jucător mare. Apără Tătărușanu. Este pe masă chiar acum un prim trofeu și anume cupa pe care n-am mai luat-o de ceva ani. Suntem în finală cu Chindia Târgoviște, am bătut Craiova la penaltiuri în prima rundă, după aia am bătut Mioveniu tot la penaltiuri, după aceea ne întâlnim cu Academica în semifinale și cu Chindia în final. Hai să simulăm să vedem ce facem cu cei din Târgoviște pentru primul trofeu. Hai să vedem. Ratăm primul trofeu. Cât pe ce să terminăm atât de bine acest sezon, poate și campionatul, poate și cupa, dar uite că ratăm cupa. Din păcate, nu știu ce am făcut în campionat, cred că mai este doar o singură etapă și cred că suntem ca și campioni. Ia să ne uităm, mai este doar o singură etapă și cred că deja am câștigat titlul. Și da, câștigăm titlul cu 53 de puncte. Vedem aici, Târnovanu este goalkeeper-ul turneului. Craiova termină pe 2, CFR pe 3, Farul pe 4, FC Rapid pe 5 și Botoșan pe 6. Ca și golgheter, Hefte pe 21, Popescu pe 2 cu 19. Îmi place ce văd aici. Avem 3 jucători în primii 8. Cam așa arată și echipa. Echipa destul de bine arată, sincer. Au crescut foarte mulți jucători. Stoica deja l-a luat pe Andone. Andone nu prea a jucat cine știe ce. N-a dat goluri. Mai bine l-aș lăsa pe Stoica aici să crească. Jucătorul nostru, stelistul nostru. Gheorghe, din păcate, în atac rămâne în urmă. Dacă puteți vedea, a rămas la 72. A rămas puțin în urmă acolo în față. Da, este și mai bătrânel. Are 26 de ani față de restul. Cordea se ține bine la 76 OVR, Olaru 77, Șut 72, Cristea 73, Piatkovski 77, Haruț 71, Șerban 70 și Târnovanu 73. M-am interesat și de Tătărușanu, are 75, deci este destul de apropiat cu Târnovanu. Oricum are de unde învăța tânărul Târnovanu, care are doar 23 de ani. Oricum portarii joacă ca lumea. Uitați-vă la Tătărușanu, care are 35, 36, 37 de ani pe acolo, sau uitați-vă la Buffon. Mulți o să plece, avem și doi tineri jucători, Ștefănescu, care cred că o să ia locul lui Haruț cât de curând. Rămâne de văzut, cam asta este echipa. Hai să ne uităm puțin și pe statistici. Cel mai bun marcator este Tavi, după aia Olaru, Stoica 16 goluri, foarte bine pentru Stoica, Cordea 11 goluri, Andone doar 7 goluri și uite Piatkovski, cum făcea odată Sucala, dădea goluri cu capul în prostie, uite face și Camil, și ca și asistul Olaru este acolo top, după aia este și Tavi. Bă, Tavi, ce jucător, ăsta o să ajungă la 90 ceva OVR, vă zic eu. Din păcate am îndeplinit toate obiectivele în afară de cupă. Trebuia să câștigăm și cupa, din păcate am avut ghinion acolo în finală. Cam asta e primul sezon, eu sunt mulțumit, vom juca în Champions League, să vedem dacă intrăm în Champions League. Mi-ar plăcea să intrăm măcar în grupele Europa League. Hai să vedem ce facem în sezonul cu numărul 2.
În calificările pentru Champions League am bătut aici o echipă din Irlanda, cred, 6-2 la general, iar în play-off întâlnim Salzburgul, fosta echipă a polonezului nostru. Bă, echipă bună Salzburg, Salzburg care totuși face performanțe în Champions League și noi n-am mai fost de atâta timp în Champions League. Echipa e destul de obosită, dar nu prea avem de ales. Mamă, jumate de echipă e obosită. Trebuie să improvizăm. Da, puțin aiurea ce se întâmplă aici cu stamina, multe meciuri în această perioadă din august. Hai să vedem ce facem cu Salzburg. Primul meci 1-1, e perfect. E perfect pentru că vom avea jucătorii odihniți pentru manșa retur. Vine returul cu Salzburgul și hai să vedem ce facem. Cea mai bună echipa noastră odihnită. Tătărușanu poartă, Tia Piatowski, fostul lor jucător, Haruț, Cristea Șerban, Șut, Olaru, Gheorghe, Cordea, Popescu. Și am luat bătaie. Stoica am scris, dar... No. Și trecem în Europa League, ceea ce nu e rău, dar altfel stăteam în Champions League. Și se mai produce o revenire, Denis Mann revine de la echipa de unde a plecat, dacă mai țineți minte, a plecat la Parma Denis Mann, din câte am înțeles ar fi acum capitan sau au fost câteva meciuri capitan la Parma în realitate, dar o să mergem pe principiu că nu s-a acomodat atât de bine cu Parma. Parma nu a promovat din nou în prima ligă din Italia, iar Denis Mann are nevoie de câteva sezoane să-și revină. Totuși 25 de ani pentru el, revine la FCSB pentru 10 milioane de euro ca să ajute Steaua să revină unde trebuia să fie de mult. O să facem mii schimbări în echipă, nici nu știu cum o să joc. Man probabil o să joace pe dreapta, să vedem cum vor juca. Cordea pe stânga, nu știu, putem să jucăm și cu Ban atacant și eventual Stoica să joace pe dreapta. Nu știu, hai să vedem, nu contează, contează că avem acum opțiuni, avem și rezerve de top, un Gheorghe, un Dumitru, arată foarte bine echipa și s-a cam dus tot bugetul pe sezonul acesta. Totodată pe lângă Man, Alexandru pleacă pentru 1 milion, Ejuma pleacă pentru 1,5 milioane, Panțăru pleacă și el, nu mai găseam loc la echipă, pleacă pentru 1,700,000 la Anderlecht și acestea sunt transferurile din sezonul cu numărul 2. Ei bine, terminăm pe locul 2 într-o grupă interesantă cu Victoria Plzen, Steaua care s-a mai întâlnit recent cu Plzen sezoanele trecute, cu o echipă din Polonia și Ajax, avem antecedente cu Ajax. Dar uite că Ajax termină pe primul loc, noi terminăm pe locul 2, destul de mare bătălie acolo pe locul 2. Automat, odată ce termin pe locul 2, intri preliminarii, dăm de AS Monaco, Monaco care a terminat pe locul 3 în Champions League. O echipă foarte puternică Monaco, terminăm 2-2 în tur și vine returul. Sunt curios ce facem în retur, așa arată echipa în momentul de față în 22 februarie 2024. Cam asta este echipa, îmi place cum s-a conturat, puține probleme acolo în apărare, vedeți că au rămas în urmă fundașii laterali, dar asta este acum, îi dăm simulate, un quick sim să vedem ce face FCSB eliminată în prelungiri. Asta este clar, Monaco e o echipă foarte puternică, mă așteptam să se întâmple chestia asta, dar asta nu înseamnă că nu putem să luăm mai multe chestii acest sezon. Campionatul este ca și luat, după cum puteți vedea, o diferență foarte, foarte mare, Popescu, Golgheter, după e Cordea, e și Man acolo care tocmai ce a venit și în două luni deja înscrie 10 goluri, ceea ce e wow. Denis Mann în 28 de partide înscrie 15 goluri, 3 asisturi. Incredibil. 6 goluri de la Mamut. Deci cred că Mann o să se descurce foarte bine pe poziția de striker. Deja am pus să se antreneze și o să facă tranziția cu Stoica, dar momentan mai are. Deja poate să se schimbe. Hai să-l schimbăm. Denis Mann este atacantul nostru, l-am pus acolo frumos, mobile striker, păi cum altfel. Și de asemenea, unde este Stoica, va deveni right winger, 77, wow, ce a crescut Stoica. De la 74, la începutul sezonului, ajunge la 77, nu știu cât avea înainte de asta, dar nu cred că avea 77. Oh, ce, ce,
Ce bine, ce bine, și așa arată atacul nostru, îmi place, îmi place, v-am zis, în afară de fundași și, de fundași și laterali, în rest sunt foarte, foarte mulțumit și trebuie să facem performanțe sezonul următor în ceva cupă europeană. Se termină sezonul cu numărul 2, termină campionatul cu 3 victorii foarte importante contra Rapid, Craiova și CFR. Hai să vedem ce am făcut acest sezon, terminăm pe primul loc. La o diferență enormă de 24 de puncte. Wow, nu prea vezi chestia asta într-un campionat normal, dar uite că se întâmplă în România. Mioveni prinde play-off-ul, dar din păcate avem o veste foarte proastă. În cupă, blestemul cupei merge mai departe, Gazmetanul ne elimină și Gazmetan Media își câștigă cupa. Wow! Nu așteptam la chestia asta, surprinzător. Golgetter este Popescu, este și acolo Cordea Man, s-au descurcat foarte bine băieții. Man n-a mai înscris atât de mult odată ce l-am făcut atacant, dar ajunge la 80 OVR. În Europa League deja ați văzut ce am făcut, am ieșit pe locul 2 și ne-a eliminat AS Monaco. Monaco elimină Atletico Madrid, wow! Și în sferturi, ia să vedem, este eliminată de Leipzig, Leipzig care este în finală. Restul finalelor, ia să vedem, Dortmund cu Arsenal, finală mai tare din punctul meu de vedere în Conference League față de Europa League, și Inter cu PSG în finala Champions League. Tavi, un sezon minunat pentru acesta, ajunge la 87 OVR. Denis Man ajunge la 80 cu 21 de goluri, 7 asisturi. Cordea 20 de goluri și pentru el aparent îi stă mai bine pe acea poziție, pe poziția din stânga. Olaru ca de obicei rupe acolo la goluri, dar nu știu ce se întâmplă cu Yanis. Nu prea și-a găsit locul acolo. Mamut înscrie și el când a mai intrat și ca și asisturi Olaru este top ca de obicei. Să vedem, ar trebui să rezolvăm problema fundașului, mai avem ceva tineri jucători care au venit de la Academie, Ștefănescu dorit de Real Madrid și City, poate o să intre într-o locul lui Șerban sau lui Haruț, oricum avem acolo o variantă foarte bună și încă o variantă este Lăcătuș, jucător adus de la Academie numit Lăcătuș. Interesant, ne legăm așa puțin de istoria stelei, foarte, foarte tare. Tătărușanu s-a descurcat bine, pentru 38 de ani a fost titular în majoritatea meciurilor, dar l-a afectat puțin pe Târnovanu la dezvoltare. Hai să vedem sezonul următor ce facem. Sezonul acesta este un sezon reușit pentru că am luat campionatul. Am adus mulți jucători tineri, dar era timpul să aducem și un jucător cu experiență. Pe poziția de LB îl aducem pe Ayrton, care rămăsese în ultimul an de contract, l-am luat mai ieftin, am dat doar, cât am dat mă, 16 milioane pe acesta, un jucător brazilian, nou, Junior Moraes. L-am readus pe Junior Moraes aici la echipă. Pe lângă Ayrton mai aducem încă un fundaș, avem nevoie acolo de un fundaș mai proaspăt decât Cristea. Cristea deja nu prea mai crește și cred că înlocuitorul lui va fi Alexandru Pașcanu, direct din Spania, pentru suma de 9,5 milioane de euro. Vine în București și să sperăm că va face diferența acolo Pașcanu, care este la același OVR cu Cristea, dar Cristea deja a ajuns la 30 de ani. Pașcanu poate să mai crească, 25 de ani pentru el, echipa arată foarte bine, Ștefănescu deja o să ia locul lui Haruț foarte, foarte curând. Și un lucru foarte important pentru acest sezon, suntem din nou în Champions League. În sezonul cu numărul 3 revine FCSB în Champions League și anume o grupă infernală cu Liverpool, Milan și Copenhaga. Wow! Cu Copenhaga știu că mai jucase acum câteva sezoane, dar uite că revenim în Champions League cu două super mari forțe din Europa, cu Milan și Liverpool. Bă, cel mai realist este locul 3, dar rămâne de văzut. Ce să vezi că suntem în 16-mile Champions League? Cum e posibil? What? Am picat cu Tottenham. Tottenham o super echipă aici. Na, numai granzi din Europa. Uitați-vă, și eu. Și eu. Ce s-a întâmplat aici? Am terminat la egalitate de puncte cu Liverpool. Ok, am făcut
am făcut egal acolo cu Milan, văd, am făcut egal cu Liverpool, am bătut Copenhaga și am bătut Milanul. Da, asta s-a întâmplat, am bătut Milanul și foarte multe egaluri, mă rog, două egaluri. Surprinzător de lunăm pe locul 2. Chiar, ia uite, Denis Van Golgeter în Champions League. Am trăit să o văd pe asta. Am trăit să o văd și pe asta. Bă, n-am mari pretenții, echipa e cum e. O să intre aici Haruț și cred că Pașcanu care ajunge și el la 77, ceea ce e foarte, foarte bine. Banca de rezerve arată destul de bine, echipa arată wow, nu știu, îmi place cum s-a conturat echipa. Singurul sub 75 este Haruț. Bă, sunt mulțumit, arată ok, sunt transferuri realiste. Și da, hai să simulăm cu cei de la Spurs. V-am zis, nu am pretenții foarte, foarte mari. 2-3, man și shoot, înscriu Kane, dublă și înscrie și Antony. Vine returul cu Spurs, este diferență doar de un gol, dar totuși, bă, ce fundaș, frate, bă, ce urât, bă, ce urât. Hai să vedem ce face cu Spurs. Ne-a bătut la penalti, eu nu pot să cred. Nu pot să cred că am egalat Spursul. Wow. Wow. Și mamă, în minutul 89. Deci noi ne calificam dacă nu dădea Antony gol. Incredibil. Man, înscrie Octavian Popescu, înscrie Mamut, înscrie Dumitru Șperianu și Ayrton ratează. Bă, unlucky. Bă, totuși, ce dublă manșă aici. Wow, surprinzător. Ne-am ținut contra Spursului, ceea ce înseamnă că s-ar putea să facem o fază foarte frumoasă sezonul următor. Wow, ce bine, ce meci bine. Finala cupei cu Dinamo. N-am cum să nu joc meciul ăsta, îmi pare foarte rău. Finala cupei cu FC Dinamo. Bă, am eliminat Farul, am eliminat CFR-ul și Argeșul. Echipe aici foarte bune, CFR-ul și Farul Constanța eliminate de noi și în finală dăm de Dinamo. N-am cum să nu joc meciul ăsta, nu am cum să nu îl joc. Asta e cea mai bună echipă, probabil. Pașcanu văd că are scăzut, o să joace Cristea și Haruț acolo pe dreapta. Cea mai bună echipă o trimitem în teren și hai la meciul cu Dinamo București. Începe partida, finala cupei. Bă, mai țineți minte finala aia, bă, finala aia de cupă cu Dinamo și Steaua, când pierduse Dinamo și începuse să plângă Torje. Mamă, deci aia țin minte că eram foarte mic, nu știu, cred că aveam 10, 11, 12 ani pe acolo. Și bă, finala aia e printre singurele de mi le amintesc de pe atunci. Wow. Hai să vedem ce facem, frumos coreografie cu toate cele, super echipă, hai, contra Dinamo București. Și totuși, Dinamo o echipă pe care am reconstruit-o, culmea, am reconstruit-o sezoanele, episoadele trecute. Ia să vedem, Denis Ma, numărul 10, ia să vedem, pasă pentru Cordea și prima ocazie foarte importantă. Tavi pentru Denis Mar și deschidem scorul în minutul 8. Let's go, deschidem scorul și culmea, este penultimul meci al lui Tătărușanu și se va retrage. Este ultimul sezon al lui, mai e un meci în campionat, dar vreau să joace și acest meci, o să intre mai pe final. Momentan o să apere Târnovanu, dar vreau să intre și cum îl cheamă, și Tătărușanu, așa ca un ultim meci să câștige ultimul său trofeu. Stoica, facem o braziliană și Tavi scrie și el 2-0. Face o mică formalitate acolo Tavi și este 2-0 pentru Steaua. Denis Man dublă, let's go, Denis Man înscrie a doua oară și este 3-0, scor de neprezentare pentru acest match. Ce sezon are Denis Man, incredibil, de când a venit înapoi în România, a rupt tot, efectiv a rupt tot și uite aici, bam, direct în poartă,
numărul 10, Denis Ban, și se va produce schimbarea, intră Tătărușanu, legenda, o să intre și Dumitru, cred că a intrat deja Dumitru, dar Tătărușanu este în poartă și el este o legendă pentru noi și trebuie să-și termine frumos cariera. Ia uite-l pe Tătărușanu, apără Tătărușanu! Shoot, rămâne liber, shoot, Adi shoot, Cristiano, nu Ronaldo, apără, ia să dăm Tavi, o centrare pentru Denis Man, nu sare deloc acolo, Dumitru, un drag back și Cristiano din nou apără. Tavi, puteam să nu terminăm acest match fără o bijuterie din partea lui Tavi. Băi, e specialitatea casei. E specialitatea casei, șuturi din afara careului. Și ce frumos e plasat aici. Ia uite, Tavi de la Man cu piciorul stâng și bam, direct în poartă. Ce să mai facă, mă, Cristiano acolo în poartă. Ia uite-l, mă, boom! Frumos, specialitatea, bă, ca și realitate, aia e frumos. Rădoi acolo pe bancă, mulțumit de prestația echipei. Bă, cum le dă, n-ai cum, și pe FIFA și realitate. Bă, ești nebun, braziliana, încă o dublă și șur și gol. Nu, n-ai voie așa ceva, la mișto, frate. Încă o dublă și bam. Ce să-i facă, mă, portarul? Ce să-i facă portarul? Ziceți-mi și mie, boom! Wow, frumos. 2 euro goluri din partea lui Tavi. Și câștigăm în sfârșit cupa după 3 sezoane. În sfârșit câștigăm și cupa României. Era și timpul. Nu o să mai stau acum după cupă, dar foarte mare diferența dintre noi și Dinamo. Clar, Dinamo nu este controlată de nimeni, este controlată de PC. Vreau să văd acolo jucătorii lângă cupă. Ia uite-i, mă, cred că e Tavi ăla, cred că da, Octavian Popescu. Let's go, 5-0, câștigăm și cupa și campionatul acest sezon. Cum v-am zis, câștigăm și campionatul și cupa și am făcut o performanță foarte bună și Champions League. Liverpool ajunge în finală cu Real Madrid. Ho-ho, ce remontat aici, mamă! Se răzbună oare Liverpool pe Real Madrid? Rămâne de văzut, să vedem ce fac acolo băieții. Noi am fost eliminați de Spurs, aproape să-i batem, dar am puțin noroc acolo din partea englezilor. Sezon minunat pentru Denis Man, care crește plus 6, incredibil, la 26 de ani, 34 de goluri, 18 asisturi. Omul ăsta e incredibil, e Dumnezeu pentru noi. Stoica, un sezon bunicel pentru el, are 14 goluri, 5 asisturi. Tavi, din păcate, nu s-a mai descurcat atât de bine cum s-a descurcat în sezoanele trecute. Se pare că Denis Man i-a cam luat locul acolo la finalizare. Totuși, 11 asisturi din partea lui Tavi, 13 goluri, nu este un sezon rău. Cordea, am scris foarte mult, s-a dat bine acolo Cordea. Și shoot, văd că s-a descurcat bine Denis Man și goalgetter și cel mai multe asisturi. Clar, este sezonul lui cel mai bun. Ca și cote, avem Tavi cu aproape 200 de milioane, Denis Man 90, Piatowski este la 75, Cordea 34, Olaru 32, Ayrton 20, Stoica 20, Shoot 13 și Pașcanu 11. Cam acesta este sezonul cu numărul 3. Haideți să vedem în sezonul cu numărul 4, poate va fi mai mult noroc. Coșmarul lui Andrei Vlad se repetă, Rapid Viena. Dacă mai țineți minte ce greșeli făcea Vlad cu Rapid Viena, echipa arată foarte bine, îmi place cum arată echipa, s-ar putea să mai facem 2-3 transferuri în următoarele zile. În orice caz, am bătut Viena cu 2-0 în tur, hai să vedem ce facem și în retur, ar trebui să fie destul de ușor, 2-1, 4-1 la general și ne calificăm în grupele Champions League. Haideți să vedem și grupele. Avem o grupă cu PSG, Atalanta și CSKA Moscova.
O grupă grea, o grupă grea, dar rămâne de văzut dacă terminăm pe locul 2 sau pe locul 3. La fel, nu m-a supărat să terminăm pe 3 pentru că am avea șanse foarte mari la Europa League, zic eu, să trecem de multe echipe, dar totuși de apreciat că suntem în urna a doua valorică. Primul transfer vine de la Barcelona și anume Vrsaljko, Sime Vrsaljko, jucător care a jucat foarte mult la Atletico. Văd că acum a ajuns la Barcelona și avem nevoie neapărat pe poziția de bă, acolo un stâlp. A ajuns la 33 de ani, ne va ajuta un sezon, două, să facem acolo performanțe în cupele europene, dar da, eu zic că e un transfer foarte, foarte bun, plus de asta este bătrân, clar nu mai e nivelul atât de mare, dar vine cu experiență în Champions League, ce ne va ajuta. Mai aducem încă un transfer de top și anume un jucător veteran în Champions League, Anthony Lopez, vine la FCSB pentru 6 milioane de euro, care... Bă, ar trebui să ne ajute foarte mult în Champions League, mai ales cu experiența lui, 34 de ani, venit de la Sevilla, bă, o să fie foarte bun acolo ca și portar. Din păcate, la simulări, portarul contează foarte mult, să aibă un OVR mare. Singurii jucători care rămân sub 80 OVR sunt Shoot și Pașcanu. Shoot va face foarte curând 80 OVR, dar Pașcanu rămâne la 77. Oricum, o să crească și el, o să mai scadă jucătorii, Vrsaljko clar o să mai scadă și Lopez. Arată bine echipa, suntem pregătiți de acest sezon, sezonul cu numărul 4, să sperăm că și ultimul, pentru că aș vrea să facem performanțe cu această echipă. Se pare că terminăm pe locul 3 în Champions League. Nu este un lucru rău, v-am zis că m-aș aștepta să termin și pe locul 3. Atalanta, clar, o echipă mult mai puternică acolo. PSG-ul era clar că o să termine pe primul loc, dar suntem în Europa League și suntem în preliminarii cu AC Milan. Mamă, Realul aici, surprinzător. Avem și Juventus, Inter, echipe mari. Avem meci cu AC Milan, vine turul cu AC Milan și o să fie destul de greu. Echipa arată bine, văd că Vrsaljko a scăzut foarte, foarte mult. Lopez s-a menținut, dar hai să vedem ce facem în tur. Milan cu mulți jucători aici, mamă, deja nu prea mai cunosc jucătorii, Rebic îl știu. Da... Mulți jucători schimbați pe aici, hai să vedem ce facem contra Milanului, 1-0 la ei acasă pe San Siro, Stoican scrie, hai să vedem returul, atunci o să fie marea provocare. Vine returul cu AC Milan, dar avem două schimbări foarte majore din cauza cartonașelor roșii, Dumitru în locul lui Cordea și Ștefănescu în locul lui Vrsaljko. Hai să vedem ce facem contra AC Milan, ne califică mai departe sau 2-1 Stoica și mamă, dublă Stoica, incredibil. Ștefănescu a luat roșu în primul minut. Wow. Wow, și am rezistat în 10 oameni contra AC Milanului. Asta spune ceva. Am picat mai departe cu Celtic, o oponentă destul de accesibilă, ținând cont ce echipe mai sunt pe aici. Real Madrid scoasă de Leicester. Wow, interesant. Da, și Juventus rămâne aici în lupta pentru Europa League. Inter scoasă de Everton. Hai să vedem ce facem cu Celtic, o oponentă destul de lejeră, zic eu, n-ar trebui să avem probleme. 3-1 Cordea, Tavi și Olaru înscriu în tur. Iar în retur ar trebui să fie o simplă formalitate cu cei de la Celtic. 6-3 la general, Tavi, dublă și Cordea. Hai să vedem cu cine picăm mai departe. Și da, avem foarte mare ghinion pentru că am picat cu Juventus. Juventus o super echipă. Cam cea mai grea oponentă, zic eu, alături de Atletico. Nu știu care să zic că e mai bună pentru că au trecut ceva sezoane. Clar, toate oponentele sunt super aici în sferturi. Dacă trecem bine, dacă nu, eu sunt mulțumit. Hai să vedem, poate facem o fază frumoasă cu italienii. Turul, hai să vedem, Vlahovic, Haller, Oscar, Awar, Fekir, Kimpembe, Stones. Wow, ce echipă au, ce echipă au, incredibil. 2-2, Man și Stoica înscriu pentru noi. Mă, n-ar fi imposibil, depinde ce facem în Ghencea. Hai să vedem. Cea mai bună echipă o trimitem în teren. N-avem alți jucători, din păcate. Piemonte, hai să vedem. La noi acasă și Stoica înscrie în prelungiri și ne califică în semifinale. Vlahovic, uite, scrisese Vlahovic în 86, deci wow.
I-am condus toată partida prin golul lui Tavi și am scris în minutul 86 și ne-am calificat mai departe. Nu mă așteptam la asta. Nu mă așteptam la asta. Da, sunt curios cu cine picăm mai departe, pentru că sunt echipe foarte, foarte tari. Oh, nu. Coșmarul stelei. Napoli. Oh my god, din nou Napoli. Mamă, l-au pe Fati, pe Lozano, Jones, Turam, Tah, Hernandez, Meret în poartă și Vieira. Da, nu e Vieira pe care știm cu toții, probabil. Hai să vedem ce face cu Napoli. Frate, 1-0, Tavi în minutul 3. Bă, ești nebun? Wow! Frate, bă, dar sper să nu ne... Să avem grijă la prelungiri, că se poate întâmpla orice. Să avem grijă la prelungiri, că se poate întâmpla orice. Oh my god. Mamă, 5-2 cu rezervele. Mamă, Ion, Tavi e pe val. Oh my god, hai să vedem returul. Returul, cum ar zice Gigica, cum o vrea Dumnezeu, așa ne dă. Doamne ajută, facem așa o mică cruce să ne ajute pentru această semifinală. Gigica a fost la Muntele Athos înainte de această partidă și Dumnezeu înainte. Haide, Napoli! Suntem în finala Europa League. Facem egal cu Napoli. Și era cât pe ce să ne ducă în prelungiri. Oh my god, bine că n-am mai avut un Cavani. Bine că nu-l mai au pe Cavani și ajungem în finală cu Atletico Madrid. Hai să vedem ce facem. Avem finala cupei, avem ultimul meci din campionat și desigur finala Europa League. Ca să nu trișăm, exact cum i-ați zis și voi în comentarii, nu mai juca, lasă jocul să simuleze. În finala cu Rapid vom simula. Dacă câștigăm toate cele 3 trofee, am putea spune că este un sezon excelent, un sezon perfect. Câștigăm cupa în primul și în primul rând. Hai să vedem în campionat ce am făcut, pentru că n-am fost atent în campionat. Am fost puțin distras. Pe primul loc terminăm campionatul, îl și câștigăm și urmează cel mai important meci al acestui episod și anume finala Europa League cu Atletico. Da, Atletico, o echipă cu mare experiență în finale, chiar dacă nu prea a câștigat ea finalele, dar ajunge din nou în finală. Și mai țineți minte finala de la București, Bilbao, Atletico. Ce frumusețe înscria Falcao, dacă mi-aduc bine aminte. Asta este echipa, o să simulăm și de câștigăm și de nu câștigăm. Eu sunt mulțumit, o să dăm quick sim și vom vedea cât de bună a fost echipa noastră. Haide! Ce-o fi, o fi? 3-2, GG, nu câștigăm mereu, dar e o performanță foarte mare pentru că am ajuns în finala Europa League. Din punctul meu de vedere, este o reconstrucție reușită, pentru că am depășit clar stadiul și am făcut rost de foarte multe trofee și așa mai departe. Echipa arată bestial, Popescu rupe tot. Hai să ne uităm puțin și peste statisticile individuale, cum s-au descurcat băieții. Ia să vedem, Popescu 42 de goluri, 24 de asisturi. Omul ăsta e efectiv genial. Denis Mann doar 26 de goluri, 7 asisturi. N-a mai avut unde să dea goluri pe lângă Popescu. Ianis, dar aparent Tavi și dă centrări și el dă cu capul, știi? Adică da. Ia uite și Ștefănescu aici, câteva goluri. Cordea 14, 19, Stoica, asisturi, este tot Popescu, Ianis și Olaru. Cam acesta este sezonul cu numărul 4, o să încheiem sezonul aici. Eu sunt foarte, foarte mulțumit de ce am făcut, ca și bonus că ați rămas alături de mine și vă mulțumesc foarte mult pentru suportul acordat la acest canal și în general. Mulțumesc frumos pentru fiecare comentariu și fiecare like. Vom mai face încă un sezon, dar vom simula doar, din păcate nu-mi permite timpul, deja filmez de peste 5 ore, nu o să mai fac nicio schimbare, nu o să mai fac niciun transfer, pur și simplu o să simulez, nu mai facem nicio modificare și vom simula până la finalul sezonului, să vedem cum ar fi încă un sezon fără să mai facem transferuri și dacă echipa va avea performanțe mai mari
sau mai mici. Se termină sezonul, n-am nicio idee ce s-a întâmplat acest sezon, dar am luat campionatul. În primul rând, am luat campionatul ca de obicei, Popescu și Man acolo în top goalgetteri. Man ajunge la 90 OVR, Popescu la 96. Bă, copilul ăsta ajunge la 99 OVR. Deci ascultați-mă pe mine, ăsta dacă îl mai ții 2-3 sezoane, ajunge la 99 OVR. Efectiv. Da, echipa arată bine, da, nu sunt multe schimbări, se știa echipa, na, avem și o echipă de rezervă foarte, foarte, foarte bună. Hai să vedem în rest ce am făcut, dacă am câștigat și cupa, câștigăm și cupa cu Rapid, ce final aici de foc, în Champions League, nu suntem în finală, Napoli câștigă finala. Bă, asta ar trebui să ne dea de gândit că noi am eliminat Napoli, Napoli mai slabă decât FCSB, înseamnă că FCSB a luat finala, da. În orice caz, văd că am terminat pe locul 3 aici, într-o grupă destul de grea, dar am văzut parcă că am bătut West Ham-ul, am bătut West Ham-ul 2-0 și în rest nu mai egaluri. Și după aceea în Europa League, ce am făcut în Europa League, ne-a eliminat Salzburg. Da, ne-a dat-o Salzburg, 5 goluri ne-a dat, că i-am luat fundașul și aia a fost. O finală aici, Spurs-Chelsea, mamă ce finală de foc aici, Nice câștigă Conference League-ul și Napoli. Bă, cam atâta cu această reconstrucție, eu sunt mulțumit de ce am făcut, cam așa arată mamă, Târnovanu pleacă, Ayrton pleacă și el, deci... Ia uite, Șerban pleacă și el, Piatowski rămâne liber de contract. Da, se vede că n-am mai avut grijă de echipă, efectiv doar am simulat. Cristea, liber de contract. Georgiu, liber de contract. Pleacă și Nedelcu, Haruț pleacă și el, Șut, liber de contract. Bă, rămânem cu 5 jucători în total. Tavi rămâne măcar, măcar atâta, Tavi la 96. Da, uite, Gheorghe rămâne fără contract și Mamut pleacă și el. Hai să ne uităm așa ca și idee. Oho, 300 de milioane aproape Tavi, 130 de milioane Man, Piatowski 113, Cordea 72, Laru 52, Stoica 42, Ayrton 32, Shoot 27 și Pașcanu 15. N-a mai crescut foarte mult Pașcanu și ca statistici, Tavi top. Man, Cordea și Stoica. Cam astea sunt statisticile. Sper că nu m-am lungit prea mult. Oricum episodul ăsta o să aibă probabil aproape o oră. Sper că a plăcut. Băgați un like dacă apreciați această muncă depusă. V-am pupat. Pa, pa!